Bine ați venit! Dragi prieteni, bună dimineața! Citându-l pe francezul Paul Claudel, interlocutorul meu din această sâmbătă susține: Dumnezeu nu ne poruncește să biruim, ci doar să nu ne lăsăm învinși. Astăzi, împreună cu mine și cu dumneavoastră la mic dejun, comparatistul, eseistul, profesorul Virgil Nemoianu. Bună dimineața, bine ați venit la mic dejun. Bună dimineața, bine v-am găsit! Domnule profesor, am spus foarte puțin din titulatura abilităților dumneavoastră și a claviaturii vaste pe care vă mișcați ca teoretician, dar zic să începem așa cum ne-am obișnuit, cu o cafea bună. Bine. Bună dimineața. Cum vine la cafea, Verona? Cu ce vă potește? O cafea și un par coapă, dar cât se poate. Mie, ca de obicei, cappuccino, mulțumesc. Sigur. L-am citat mai devreme pe Claudel, care vă urmărește de câteva decenii încoace, și ați spus cuiva, tot într-un interviu, că alături de aceste cuvinte ale lui Claudel, aveți și o temă care vă vine din urmă ca o obsesie: imperfecția. Da, e adevărat. E paradoxal pentru noi și pentru calibrul dumneavoastră, așa cum arată dinspre ocean încoace, adică, am să spun în rezumat, peste 600 de articole științifice, o serie largă de autori pe care am văzut-o deja în imagini, foarte multe conferințe și cursuri ținute în mai mult de 50 de universități ale lumii, în Europa și în America. Și într-o dată spuneți că imperfecția vă urmărește. Mulțumesc! Într-adevăr, mie mi se pare că pentru noi, cei din zona sublunară, să zicem, adică oamenii obișnuiți, trebuie să recunoaștem că suntem imperfecți. Și chiar căutarea perfecțiunii este un defect, este un pericol și e mai bine să o evităm. De fiecare dată când a fost căutată, s-a ajuns la dezastre. Și de aceea eu prefer să mă înrădăcinez în imperfecție. Eu gândeam, în timp ce vă ascultam acum, că de fapt căutarea asta asiduă a perfecțiunii s-ar arefia de la renascentiști încoace, și că mai mult căutăm fericirea decât perfecțiunea. Da, ele se leagă însă, pentru că foarte mulți cred că a fi fericit înseamnă de a atinge într-un fel sau altul perfecțiunea. Ce înseamnă fericirea pentru un teoretician ca Virgil Nemoianu? Și de unde pleacă ea? E o întrebare dublă. Pornește din banatul dumneavoastră nativ sau ați câștigat-o călătorind pe drum? Fericirea o socotesc în felul următor, și anume să fiu un rai, să am toate la dispoziție, toate cărțile din lume și timp să le citesc. Ați spus cărțile pe care să le citiți și nu ați zis nimic despre cele pe care le-ați scris deja. Am două cărți preferate, asta nu e atât de important, dar am să mă leg și de celelalte în conversația noastră, sper. De pildă, cred că ați spus o bornă decisiv în comparatism și în critica literară prin teoria secundarului, și dintr-o dată m-ați surprins cu Jocurile divinității, descoperind un mare profesor cu o interioritate pe care o intuisem cumva, dar care mi s-a părut că motivează ceea ce ați făcut în ultimele decenii, adică profesor la catedra Universității Catolice de la Washington. Nu mi s-a mai părut deloc o întâmplare această poziție academică. Într-adevăr, mai ales prima pomenită, Teoria secundarului, și eu o consider, de fapt, cea mai bună carte a mea și cea care îmi place cel mai mult, să zicem, în care am spus
Cât am putut de explicat cum văd eu lucrurile în literatură, în cultură, în societate și așa mai departe. Cea cu jocurile divinității are o origine mai puțin obișnuită. A fost o suită de emisiuni la Europa Liberă în anii 80 sau la sfârșitul anilor 80, ceva de felul ăsta. Și la un moment dat am gândit, hai să le publicăm. Erau emisiuni despre câte un autor mai mult sau mai puțin celebru. Altele erau despre anumite situații sociale din America, îndeosebi, dar și cu referire la situațiile din lagărul socialist de pe atunci. Era o varietate. Însă, tocmai din cauza asta, ele s-au legat, tocmai pentru că erau diverse, s-au legat imperfect, dar în felul ăsta s-a constituit ceva. S-a constituit un lanț strofic care, ținut bine alături de cel care îl urmează, formează chiar un ghid de spiritualitate. De ce nu? El n-a fost intenționat în acest fel, ci pur și simplu făceam emisiuni care să satisfacă nevoile postului de radio. Domnule profesor, vă mărturisesc că m-am grăbit oarecum, pentru că am gândit așa, că foarte curând, peste doar câteva luni, când ne place așa de mult schema asta, aniversarea unor vârste rotunde, jurnaliștii vor veni să vă întrebe tot felul de lucruri și să vă laude și să vă expună ceea ce m-am gândit să fac într-o manieră proprie și mult mai calmă, respectând un calm al valorii, ca să vă iau un titlu de carte, așa încât poate că discuția noastră n-ar fi rău să plece din acel locus al fericirii de la sud de Mureș, din Banatul dumneavoastră, unde spuneți așa, la un moment dat, tatăl meu mă punea să citesc cu voce tare și să comentez politica lui Aristotel și după toată această secvență aproape de film, adăugați, părinții mei mă voiau medic. Într-adevăr, vedeți, eu am terminat liceul la vârsta de 16 ani. Era un liceu care mergea până în clasa 10-a, după modelul sovietic, unde așa era în momentul respectiv, nu știu câtă vreme a durat acest lucru. Oricum, am terminat asta și ei au început să judece. Uite, nu ești prea grozav la matematici, la fizico, la lucruri tehnice și lucruri de felul ăsta. Deci eliminăm dintr-o dată aceste facultăți. La drept și la filozofie n-are rost să încerci, pentru că alea sunt comunistizate, bolșevizate în întregime. La limbi străine, de ce să te duci? Pentru că alea sunt școli de fete. Acolo sunt numai fete și așa mai departe, deci n-are rost să te duci. Și atunci, prin eliminare, rămânea medicina. Mama, era ceva cu medicina asta. Tatăl meu, care era avocat, era fiul de medic din Banat. Și tatăl său vroia neapărat ca și fiul, adică tatăl meu, să devină medic. Pe atunci, foarte tânăr, acest tată al meu i-a spus da, dar m-a trimis la Paris la studii. Tatăl său i-a spus nu, nici vorbă de așa ceva. Și atunci el a spus bine, atunci eu mă duc la drept. Pe de altă parte, tatăl meu a rămas cu niște foarte curioase cunoștințe extrem de serioase în medicină, care fie că le dedusese din experiența propriului său tată, fie prin studiile sale, prin interesele sale, oricum știa medicină mai bine decât mulți medici. Și atunci cred că era ambiția lui ca, uite, măcar fiul meu să facă medicină. Deci acestea au fost cele două motive pentru care familia m-a împins în direcția asta, în direcția medicinei, spre care pe mine nu mă atrăgea absolut nimic. Și nici nu s-au supărat că ați refuzat această
îndrumare sau poate se vor fi necăjit puțin. N-au refuzat. Adevărul este că eu, acolo s-au făcut probabil niște escrocherii la admitere. De pildă, eu am luat o notă foarte joasă, notele erau până la 5 atunci, eu am luat nota 2 la examenul de română, se dădea și un examen de română. Ori eu în viața mea nu luasem decât note maxime la examenul de literatură română. Știți, era ceva foarte curios cum au judecat ei. Oricum, semne că n-a fost vorba numai de cazul meu, ci de un număr de alte persoane, părinții s-au grupat și s-au dus la minister să facă protest. Acum asta se petrecea în toamna, în octombrie, noiembrie, cam așa, 1956. Ce an tulburi, da. Da. Era vorba, deci asta era simultan cu Revoluția de la Budapesta, erau agitații masive în Polonia și în România erau semne de răzmeriță, să zicem. Da. De asta și ministerul la rândul lui s-a speriat și a spus nu avem nevoie de încă ceva în plus de acest fel. Nu putem să-i băgăm pe oamenii ăștia la oamenii ăștia care se consideră năpăstuiți. Nu putem să-i băgăm la medicină, dar avem un număr de facultăți unde nu prea s-au umplut locurile sau în orice caz mai este spațiu și le dăm posibilitatea să aleagă dintre acele facultăți. Și erau vreo 5-6 facultăți. Eu, deci cum spuneam, era noiembrie aproximativ, eu mă împăcasem cu situația, începusem să dau niște lecții particulare. Erau lecții de limbi străine? Hai să spunem asta. Nu, erau meditații la toate materiile. Dar câte limbi vorbeați în acea casă din Banat a unui avocat copil de medic? Hai să spunem deschis, pentru că după aia bibliografia dumneavoastră și referințele culturale copleșitoare trimit spre lecturi în 5-6 limbi. Vă întreb tranșant asta. Vă spun, aici dau un citat din marele scriitor ruso-american Vladimir Nabokov, care spune la un moment dat în amintirile lui din tinerețe, am fost un copil normal trilingv. Și eu pot să spun același lucru, pentru că, într-adevăr, afară de română, germana și franceza, pe la vârsta de 6-7 ani, știu că citeam cărți de aventuri, cărți mai ușoare, așa de vârstă copilăroasă. Deci acestea trei erau. Engleza am început să o învăț de-abia la liceu și asta se leagă și de cariera mea ulterioară. Spaniola tot particular am început. Italiana am prins-o din zbor. Ascultam la radio și începeam să înțeleg. Nu știu de ce, dar, mă rog, pentru că seamănă cu româna, etc. Deci, cam astea ar fi principalele limbi. Pe urmă, am putut să citesc, chiar dacă nu să vorbesc, dar cel puțin să citesc în portugheză, în olandeză, în rusă, pentru că rusa obligatorie din clasa 4-a și până în anul întâi de facultate am făcut-o și îmi pare rău că n-am învățat-o mai ca lumea, dar totuși, de bine de rău, cred că pe stradă aș putea să mă descurc cu astea. Când la Berlin deschideți această serie de convorbiri cu Sorin Antohi, publicată de asemenea și intitulată foarte expresiv România noastră, pe acest titlu inspirat al lui Sorin Antohi, faceți mărturisirea următoare, dureroasă și surprinzătoare pentru noi, vorbind de Banatul copilăriei. La un moment dat, la 9 ani, eram cel mai vârstnic mascul, singurul din familie care încă nu era la pușcărie. Da, au fost arestați perioade mai lungi sau mai scurte și tatăl meu și bunicul meu, vorbesc de bunicul matern, pentru că bunicul patern, medicul, murise între cele două războaie. Diferiți unchi, unii au și pierit, și așa mai departe. Deci, familia a suferit din plin apăsarea regimului.
Asta are două înțelesuri pentru copilul de atunci, cred. O bifurcație duce spre familiarizarea cu mentalitatea deținutului politic, care v-a ajutat sau nu, o să vedem imediat când v-ați întâlnit cu toată pleiada cercului de la Sibiu, cu toți intelectualii de acolo, o să-i citez imediat. Și în alt versant, cred că a dezvoltat precoce în tânărul Nemoianu un soi de anticomunism, pentru că, spuneți mai departe, aceluiași Sorin Antohi, pe la 12 ani, sau poate 13, mă gândeam, ziceți, ce variantă de anticomunism puteam să practic în mentalitate și în comportament, nu? În așa fel încât să-i contrazic și să mă detașez de puternicii zilei, de puternicii regimului. Într-adevăr, asta m-a împins mult spre citirea filozofiei. Exista o antologie de filozofie foarte bună în limba română. Tot citeam acolo și mă gândeam pe care din acești filozofi să-i aleg eu ca patron al meu. Să-l iau pe Nietzsche, pe Spinoza. Citeam cu un ochi în direcția asta. Blaga vă plăcea, domnule profesor, pentru că l-ați prins în viață, nu? Da, eu nu l-am cunoscut personal pe Blaga. A murit în 60, trecuserăți deja de studenție, nu erați la... Da, eram recrutați atunci când a murit Blaga. L-am citit spre sfârșitul facultății și chiar după terminarea facultății, deci aveam cam peste 20 de ani... Oricum, ca să completez, când ați ajuns profesor titular în America și ați început să priviți peste umăr înapoi spre casă cu o anumită detașare analitică, ați și spus prompt, filozofia românească nu ne face de rușine. Și acolo citați mai multe nume, între care și Blaga, dar cred că un punct cardinal e Mircea Florian. Pentru mine, da. Adică, deși asta nu e o părere larg răspândită, eu îl consider pe Mircea Florian probabil cel mai bun filozof român. Mie mi-a plăcut de asemenea un alt filozof care e uitat, Pepe Negulescu, care a scris o istorie a Renașterii și, mă rog, alte lucruri. Da, acum se studiază strict la filozofie, da. Bine-l că... Da. Îl pomenim regret, acum la un mic dejun. Eu regret că acest filozof nu este prea bine cunoscut și tratat în zilele actuale. Aș vrea să valorific în altă notă calitatea dumneavoastră de martor prețios și foarte analitic al acestui interval aproape necunoscut în România. Sfârșitul celui de-al doilea război. Deci după 45 și până în tezele din iulie 71, e un interval de câteva decenii în care deveniți discipolul unei instituții de educaționale informale, dacă ar fi să-i zic așa. Exact. Cercul de la Sibiu. Da. Lucrurile s-au petrecut așa. Eu eram convins în anii adolescenței și chiar când am intrat la facultate că literatură în România nu mai există. Toată este ideologizată și deci dădeam din numeri numai. Nu consideram pe nimeni scriitor bun sau vrednic de a fi citit și așa mai departe. Acum s-a întâmplat că am ajuns să-i cunosc pe cei din cercul de la Sibiu. Și anume în felul următor. Eu intrasem la engleză, mă hotărâsem să rămân la engleză. Acolo erau băieți puțini. Unul dintre ei era Sergiu Celac, cu care e cu el și cu familia lui. Am rămas în relații amicale și el a avut un anumit rol în cariera mea, un rol destul de important. Cam prin anul 2 a venit prin transfer un băiat de la Cluj, Rozi Rossmann. Prin Rozi l-am cunoscut pe Negoițescu întâi, iar de la Negoițescu mai mulți, tot mai mulți din cercul literar. Doinaș, Cotruș,
la început, iar apoi cam pe cei mai mulți, aș putea spune. Să enumerăm vârfurile ca să se înțeleagă în ce pluton ilustru navigau, pentru că, din păcate pentru noi, atât cât i-am studiat sau i-am popularizat, am făcut o insular, episodic, pe când ei porniseră așa, Adrian Marino, Mihai Șora, Monica Lovinescu, Virgilie Runca, Nicolae Steinhardt, erau toți ca într-o grădină protejată, o grădină împrejmuită, cum veți zice dumneavoastră mai târziu, vorbind de livrescul care ne aduce fericirea, erau încă tineri, ca să se înțeleagă exact, erau intelectuali de mare calibru, ajunși la Sibiu în anul 1900, era de fapt generația culturală 1940, ajunsă la Sibiu prin mutarea de la Cluj a facultății Regele Ferdinand, da, cred că așa se numea. Da, da. Ardealul de Nord era cedat și, după dictatul de la Viena, toată această grădină a intelectualilor, încă tineri, v-a stat la dispoziție, da? Exact. Și pentru mine a fost o surpriză extraordinară. Adică să văd niște oameni care, era clar că sunt oameni de valoare literară și care sunt integrați în literatură, și literatura e domeniul lor predilect, dar care în același timp să aibă idei ca lumea închisă și măruntă în care funcționam eu, adică știu eu, această lume persecutată, care era repetată de familia mea și de câțiva, un număr relativ mic. Domnule profesor, să o spunem pe șleau, majoritatea dintre ei făcuseră pușcărie. Da. Ani buni. Sau urmau să facă. Da. Ei erau simultan aceste lucruri. Oameni de literatură, pe de o parte, și oameni cu vederi asemănătoare cu cele pe care le știam eu din familie și din copilărie, pentru mine a fost o surpriză extraordinară și o bucurie. Și în momentul ăla, asta a fost o schimbare, a fost o cotitură în viața mea. Din punct de vedere social, erau marginalizați, erau săraci, ca să se înțeleagă lucrurile. Se autodescriau ca liberale, am impresia, deși, dacă mă gândesc bine, erau într-un accepțiune americană ca mai mult conservator decât liberal, dar vă rog să mă contraziceți. Să vă spun cum era cu liberali. Vedeți, ei chiar mi-au explicat lucrul următor. Spune, doamne, noi nu puteam să trecem nici la o extremă, nici la cealaltă. Astea erau eliminate din capul locului. Pe de altă parte, să fim pur și simplu continuatori ai părinților noștri, adică a național-țărăniștilor, care de 100 de ani aproximativ reprezentau elita politică și ideologică a Transilvaniei, iarăși nu ne venea. Și atunci, ce mai rămânea? Rămâneau liberali și ei s-au atașat ramurii, așa zis, georgiste, adică cea condusă de George Brăteanu, care chiar și financiar i-a ajutat la un moment dat ca să scoată revista Cercului Literar și așa mai departe. Deci ei erau liberali oarecum prin eliminare, prin eliminarea celorlalte. Opțiunilor, da. Da. Și, de fapt, după 89, acei care au mai supraviețuit, îi vedem funcționând în grupări cu orientare liberală. Prin alăturarea de convingerile lor și de scrierile lor, ați luat contact cu, ziceți mai târziu, un umanism românesc de cea mai bună factură. Cercul Literar de la Sibiu e considerat în multe istorii literare sau alte comentarii pe care le-am văzut, e considerat ceva provincial. Ori, mie mi se pare că exact inversul este adevărat. Sigur. Cu alte cuvinte, ei au căutat și au reușit să integreze ceea ce se producea în Ardeal, în Transilvania sau dincolo de munți, au reușit să o integreze, să o lege de partea
regățeană de partea de cele două principate, care apăruse în cele două principate dunărene. Asta era un pas. Al doilea pas era deschiderea spre Europa. Pentru că ei, cel puțin, Franța, cultura și literatura franceză și germană le cunoșteau bine și foarte bine și erau legați de ele. Și sunt primii, dacă nu cumva chiar singurii, care au făcut o simbioză extraordinară între cultura franceză și cea germană. Exact. Asta în mod intenționat. Dar deschidere spre lumea europeană se făcea prin intermediul celei centrale europene. Vedeți, în ziua de azi se vorbește adesea, domnule, România trebuie să fie ca Elveția, trebuie să fie ca Suedia, trebuie să fie ca Japonia. Asta mie îmi se pare niște absurdități. Mi-ați spus odată că sunt modele himerice, când de fapt ar trebui să năzuim după modelul polonezilor, al cehilor, al vecinilor noștri, spre acest mit al Europa, Europa centrală, care e o conștiință a locului, sigur, până la urmă. Și asta este... Asta este o mișcare organică, adică ajungi la orizontul european trecând prin Europa Centrală, nu? Ca un prim pas și apoi ajungând în felul ăsta la lumea germano-anglo-franceză sau italiană sau, mă rog. Când ați plecat în anii, sfârșitul anilor 70, da? Sau mai exact cât, 75 sau 77, da. Ați început cu Berkeley, da? Printr-un lectorat de limba română. Asta a fost în 75. Ce duceați cu dumneavoastră ca formare intelectuală? Că era un teritoriu vast și nuanțat și important. Aici erau câteva titluri scrise în limba română, care vă defineau, și dintr-o dată, peste ocean, ele au devenit ce fel de bagaj al dumneavoastră? Cum v-au... Păi, acum, vedeți, eu totuși am studiat engleza, deci am avut o bază serioasă de literatură, cel puțin, și de cultură în general, de istorie engleză și chiar americană. Ce m-a frapat a fost lumea, viața de toate zilele. Modul în care trăiau oamenii, cum funcționau ei, cum se îmbrăcau, cum vorbeau, ce preferințe aveau, la ce filme se uitau și toate lucrurile astea. Ați avut vreo clipă atunci, în sfârșitul anilor 70, complexul unui estic? N-am avut asta niciodată. Acum băgați de seama că eu avusesem o primă etapă, 69-71. Da. Da, și atunci, poate că, într-adevăr, erau... Nu știu dacă... Care fusese o perioadă de tranzacții culturale, de plecări și înapoieri, de comparații, fără îndoială, și într-un fel și de acomodare. Da. Și atunci am simțit anumite incompatibilități, să zicem, între mine și lumea de acolo. După 75 n-a mai fost așa. Adică în momentul ăla eu eram reîntors într-un loc pe care începusem să-l cunosc destul de bine și care nu mă mai șoca prea tare. Asta înțeleg, pentru că la oarecare distanță, sfârșitul anilor 90, deci după ridicarea cortinei, da, spuneți dintr-o dată, sunt un american de origine română. Și asta, cu siguranță, îi va fi iritat pe câțiva de aici, mărind, cum zicea un admirator al dumneavoastră, cumva distanța casantă dintre expați și cei care rămăseseră la București sau la Timișoara sau la Cluj. Eu nici măcar nu mă numeam român, eu mă numeam bănățean. Și asta venea... Da, am aflat asta, că toți universitarii de peste ocean, care interacționau cu dumneavoastră și nu erau deloc puțini, unii chiar gândeau că Banatul e aproape o țară prin declarația dumneavoastră. Da, așa este. Acum venea și din faptul că, etnic vorbind, cele două mame ale mele erau de origini non-românești, adică germană, sârbească, italiană și așa mai departe. Pe linie paternă erau toți români, cât se poate privi îndărât, câteva sute de ani și așa mai departe. Domnule profesor, ați venit de această dată în România anului 2019 pentru
conferințe, nu doar despre Cercul de la Sibiu, ci punctual despre poetul, marele poet Ștefan Augustin Doinaș. Și aici, dacă aducem aminte tuturor prietenilor noștri, acest poet a fost în anii 90 în manuale, a fost senator, în 1992 cred că a murit și atunci președintele a organizat pentru el funeralii naționale, ceea ce pe mulți i-a bucurat, pe alții poate i-a făcut să fie invidioși, pentru că acest poet care a stat în temniță dură un an și jumătate, dintr-o dată, stigmatul care se așează nemeritat peste opera lui este acela pe care unii s-au grăbit să-l clameze de informator, de colaboraționist, de spirit care a semnat cu ușurință învoirea cu securitatea. Se vorbește de colaborări și a lui Marino, și a lui Balot, și a lui Paleologu, foarte multe lucruri de felul ăsta. Am observat că acum și despre Șora și așa mai departe. Vă rog să luăm cele două cazuri speciale, Doinaș și Șora, tocmai pentru că le-ați fost apropiat, contemporan, admirator și creditez întru totul imparțialitatea dumneavoastră. I-am cunoscut foarte bine. Șora fusese la studii un număr de ani în Franța și a venit ca să-și viziteze părinții. Nu i s-a mai dat voie în 47-48 să plece. Nu a fost arestat, dar vreme de 30 de ani nu a publicat practic nimic. Da. I s-a dat un post formal care îi asigura un salariu și atâta tot. Domnule profesor, voci care n-au trăit epoca și nici n-au frunzărit măcar documentele, îl fac ideolog al Anei Paucăr, când de fapt era un tânăr în minister, da? Hai să o spunem direct, care realiza pentru această căpcăună revista presei, atâta tot. Da. E mai mult decât atât? Spuneți-mi deschis. Nu. Nu, absolut deloc. El conducea, era pus redactor șef pentru versiunea românească a unei revistuțe pe care cred că nu o citea nimeni, pentru pace trainică, pentru democrație populară sau cam așa ceva, avea un titlu aberant de acest fel. Chiar și soția lui abia dacă putea să publice niște traduceri, niște lucruri de felul ăsta, deci nu poate să fie vorba de niciun fel de colaborare, de niciun fel. De ce credeți dumneavoastră, de la statura impunătoare a profesorului și teoreticianului care sunteți acum, că se ignoră chiar și azi, în 2019, performanța lui culturală de la Gallimard, performanța lui vizibilă și verificabilă din filozofie, dintre conceptele a fi, a face, a avea. Tot ceea ce numesc eu generație de aur și care include Cercul Literar, dar și un mare număr de oameni pe care i-ați pomenit la început, Steinhardt, Paleologu, Șora, în sfârșit... Și încă n-am spus Ide Sârbu, n-am spus filozofii. Da. E un număr mare și care, de fapt, au făcut o joncțiune după 1955, când cei din Cercul Literar s-au mutat spre sud, spre București mai ales. Au fost persecutați. După 89, imediat, au primit câte o răsplată, adică au fost ridicați mai aproape de nivelul care li se cuvenea, dar persecuția asta a continuat sau a revenit. Și ea se vorbește de că, domne, au fost turnători. Acum, ce mă surprinde pe mine, e în primul rând așa. În România au existat nu zeci, nu sute, dar chiar mii de torționari, anchetatori, oameni care au bătut, care au schingiuit. Câți din ăștia au fost pedepsiți? Domnule profesor, sarea pământului, ca zic așa, făcută din acești auxiliari zeloci care n-au trecut printr-un proces niciodată, care
trăiesc, unii au expiat între noi, crescând albine. E stupefiant, nu? Da. Și în vreme ce se vorbește de oamenii ăștia de mare valoare, oameni de cultură de mare valoare, de parcă ei ar fi construit canalul Dunăre, exact. Marea Neagră. Când exact. Ei, de fapt, erau victime, erau cei care sufereau, care erau pedepsiți în felul ăsta. Așa. Dar să-i lăsăm pe ăștia deoparte să vorbim despre cultură. N-am văzut monografii despre Savin Bratu, despre Mihai Novikov, Mihai Beniuc, dacă vreți, oamenii ăștia. Sau, uite, să luăm pe Dan Deșliu, figură foarte interesantă, care în tinerețe era ultracomunist și care, spre maturitate și bătrânețe, a devenit dizident. Bun, cum s-a petrecut lucrul ăsta? Ar fi foarte interesant o monografie despre viața și opera lui și cariera și dezvoltarea lui. Nimic. Breslaș, Baranga, câți și mai câți. Un număr totuși foarte, foarte mare de oameni de felul ăsta și despre care nu se scrie și nu se vorbește nimica. În schimb, farurile sunt îndreptate înspre această generație pe care eu o consider exemplară pentru secolul 20. Această manieră românească și nu numai, că ea e de fapt central europeană, au mai făcut și alții. Noi am făcut mai apăsat asta. Spune ceva despre modernitatea târzie, despre neoistorie, despre felul de a ne raporta la valori, la spiritualitate, despre omul secularizat. Deja v-am dat multe subiecte, poate le luăm pe rând. Nu știu așa de bine situația din alte țări învecinate, dar pentru România lucrurile în parte s-au petrecut din cauza modului puțin cam ciudat în care a avut loc schimbarea de regim. Nu e prea clar și eu n-am văzut ceva convingător, o analiză convingătoare, care să-mi explice cine anume a făcut această schimbare, cum s-a petrecut ea. Concret, dumneavoastră ca intelectual, acum de peste ocean, de o viață sunteți acolo, nu o mare parte. Majoritatea, da, vieții de fapt. Gândiți că a fost o lovitură de stat sau o revoluție? N-am găsit nimic convingător care să-mi spună, uite, așa s-au petrecut lucrurile în felul ăsta și nu altminteri. Colegii dumneavoastră americani nu se miră că după 30 de ani de la momentul 89, noi încă nu știm, așa cum spuneți, apăsat? Nu, pentru că interesul lor pentru România este foarte moderat. Ei dau din numere în privința asta. Sigur, există un număr foarte mic de specialiști în Anglia, în America, așa mai departe, care studiază istoria României în general. Și mai mult Europa Centrală, da, în care ne integrăm. Da, nu există un interes prea mare pentru lucruri de felul ăsta. Domnule profesor, spuneți așa, punctual, că ne grăbim să afurisim, ziceți, orice timidă recrudescență a unor totalitarisme de stânga sau de dreapta, când de fapt, acum, în acest început de mileniu, ne pândește îndeaproape un totalitarism de centru, spuneți. Da. Și aici vă referiți la trecerea brutală de la, inclusiv a românilor, nu? Sau mai ales a lor, de la exil la exod. Da, și la asta, dar nu în primul rând la asta, ci la ceea ce se numește corectitudine politică. Aceasta s-a instalat cu mare forță și câteodată chiar cu o anumită violență în țările occidentale. În țările occidentale, e vorba acum nu de cele care au trecut prin perioada comunistă, ci cele care n-au trecut prin aceasta. Și asta este o formă și asta de totalitarism care se impune în universități, în societate, în publicații, în tot felul de lucruri de felul ăsta. Cum estimați că vor fi consecințele ei pe termen scurt și mediu? Pentru că sigur v-ați gândit la asta. Da, vor fi negative. Adică eu mă întreb dacă cumva și Statele Unite vor
suferi o năruire asemănătoare cu cea pe care a suferit-o Uniunea Sovietică. Eu amintesc de o discuție, era pe la sfârșitul anilor 70, eram la Berkeley, unde e un campus înverzit și foarte frumos, și stăteam de vorbă cu un profesor de la științe politice, de origine maghiară, și îl întreb: dragă, ce părere ai tu? Crezi că țările astea ale noastre o să scape vreodată de comunism? Și el spune: sigur, dragă Virgil, că o să scape. Și atunci, și în momentul acela, ele vor merge spre liberalism și capitalism, iar țările occidentale vor merge spre socialism și spre valorile care actualmente sunt sovietice. Ceea ce se verifică. Ceea ce s-a și întâmplat. Mie mi s-a părut că este o vorbă de spirit a lui și am râs sau am zâmbit așa, n-am luat în serios prea mult ce spunea el, dar s-a dovedit că, uite, cam așa se petrec lucrurile. Domnule profesor, v-am adus dimineața la grădină, vedeți ambientul și mă duc simbolic spre grădina împrejmuită. Nu întâmplător am ținut continuu aici postmodernismul și identitățile culturale, conflicte și coexistență. Spuneți aici că postmodernismul nu e atât de apocaliptic pe cât am vrea să-l vedem și el ar putea cumva să fie contracarat în insuficiențele pe care le expune de grădina împrejmuită a fiecăruia. Și aceasta simbolic, vă las pe dumneavoastră să o spuneți, n-ar fi altceva decât o hartă a spiritualității și a relecturilor culturale pe care le facem. Acel capitol care e un fel de epilog la carte. Chiar un epilog, da. De fapt, vorbesc despre mine, despre lucrurile care îmi plac mie și care m-au influențat. Încep cu experiența mea românească, cu creșterea în atmosfera casei bunicilor din Banat și a Banatului, de fapt, acelei zone din Banat, Valea Almăjului, în care îmi petreceam vacanțele, așa mai departe, și acum s-a întâmplat că atât tatăl cât și bunicul meu aveau biblioteci foarte masive într-un număr de limbi străine, mai ales română, franceză și germană, dar erau și în engleză și în maghiară astfel de cărți, și deci eu citeam masiv. Și chiar când aveam 12-13 ani, cred că, un caz destul de rar, citeam enciclopedii. Îmi plăcea, luam câte... Dacă extindem acest model al grădinii favorite, împrejmuite, deci păzite, da, atenție, pentru un aspirant la cultură din agitata epoca asta tehnologizată, digitală, cum ar fi modelul pe care îl ați proiecta? Ar fi tocmai acesta, adică să înceapă prin cunoaștere. Cred că ăsta e cel mai important lucru, adică prin cunoaștere, și aici enciclopedia este lucru totuși cel mai bun. Sfântul Google sau Wikipedia? Nu, enciclopedia în general. Și Google e folositor, de fapt, și acolo se pot găsi destule. Nici ele nu sunt complet obiective, dar e suficientă neutralitate, e suficient material pentru ca să mobileze mintea în creștere. Iar apoi, treptat, o selecție și literară și filozofică de texte, o cunoaștere a istoriei. Asta e un lucru foarte important, foarte important, pe care l-am văzut și la studenții mei americani, habar nu au de istorie. Cunoașterea istoriei la ei se oprește cu propria lor viață, deci cu 25 de ani sau 30 de ani, cam atâta, gata. Țin minte că odată la un extemporal, un student meu, era un extemporal despre sonetele lui Shakespeare sau ceva de felul ăsta, și ăla scrie: domnule, acest Shakespeare
scria, era foarte victorian în ceea ce scrie. Deci era o gafă de proporții, dar care mie mi se pare tipică și emblematică, de fapt, în modul lor de a înțelege istoria. De asemenea, țin minte că la începutul carierei mele americane, dacă dădeam paralele cu războiul din Vietnam, erau cunoscute. Acum, mai recent, în ultimii 2-3 ani, dacă vorbesc de războiul din Vietnam, abar n-au. E războiul din Vietnam, războiul din Coreea, războiul al doilea mondial, toate sunt amestecate între ele. Deci, cunoașterea istoriei mie mi se pare extrem de importantă. Și de ce s-a pierdut asta? Pentru că în mai toate școlile americane, în loc de istorie și geografie, au fost toate grupate în științe sociale. Și atunci nu se mai face ceva serios. Eu, de pildă, în liceu, care era în anii 50, prin comunism, aveam profesori de istorie și de geografie foarte buni, la care mă gândesc cu drag și cu admirație și cu recunoștință și în ziua de azi. Deci, ca să rezum, valorizarea contextului, prețuirea memoriei, spuneți, și nu în ultimul rând, a omenescului față către față, așa cum am stat noi astăzi, și poate că cei care au fost împreună cu noi nu au regretat că ne-au însoțit. Vă mulțumesc, domnule profesor. Eu vă mulțumesc, da.